ziua și bine ați venit sau revenit pe canalul nostru. Astăzi o rețetă de somon cu păstrăv. Este acest hibrid care se găsește la noi. Aki tocmai a venit din spate, ajutat de Isa și Costin. Așa că dacă vreți să vedeți rețeta noastră, țineți aproape. Costin o să pregătească peștele, iar eu am pus la fiert niște cartofi care vor fi care vor acompania peștele. Până la urmă, Costin s-a dat la fund cu peștele și o să-l pregătesc eu. Punem la încins tigaia, o să topim niște unt și îl călim un pic pe ambele părți. Încercăm să vedem dacă s-a încins tigaia. Încă nu, așa că mai așteptăm un pic și apoi o să punem untul. S-a încins, acum vom putea pune untul, iar în oala cu cartofi am pus și câțiva morcovi. Și o să îi lăsăm să fiarbă și o să vedem, poate o să le facem un mic sos la sfârșit. Vom lăsa să se topească untul și apoi vom căli peștele. Vi le arăt acum. Costin l-a pus la uscat și așa arată. Avem și ceva cimbru proaspăt. O să rupem câteva codițe și o să le punem în tigaie să aromăm peștele. Iar la sfârșit o să le dăm deoparte. Peștele se face extrem de repede. Vedeți că este și fileul, este subțire. Și atunci nu trebuie să stea foarte mult. O să-l prăjim mai mult pe partea cu pieliță. Îl punem în tigaie și o să vedem în funcție de cum își schimbă culoarea. Și o să-l întoarcem foarte puțin să stea pe partea cealaltă. Și cum spuneam, o să rupem și câteva codițe de cimbru care vor aroma peștele. O să le punem așa în două locuri pe deasupra și o să le stropim cu unt. Imediat vă arăt cum. Să luăm un pic, o să punem așa pe deasupra din untul topit. Cum spuneam, peștele ăsta este subțire și oricum el se gătește foarte repede, deci nu trebuie foarte mult timp de gătire. Condimentăm și cu un pic de sare și piper. Am pus sarea și acum va urma și piperul. Nu foarte mult, dar pentru gust, dacă vă place mai condimentat, sigur că puteți să adăugați mai mult, după gust. I-am pus și un capac și le vom lăsa să se coacă câteva minute, după care vom lua capacul ca să se prindă un pic de crustă, așa să se rumenească. Peștele este aproape gata, îl mai lăsăm doar un pic să devină mai crocantă pielițată pe partea aceea și o să așteptăm să se facă bine cartofii și morcovii ca să putem monta farfuriile. Așa arată prima farfurie, vom mai pune un pic de mărar tăiat mărunt peste cartofi și morcovi. Și o lingură din untul topit în care a fost prăjită peștele. Chiar două. Așa arată rețeta noastră de păstrăv cu legume. Poftă bună!
Poftă bună! Poftă bună! Poftă Hai să vedem bună. Dacă vă place. Cartofi mai avem și morcovi. Dacă mai vreți. Așa arată. Ia să spuneți. Peștele. Da? Bravo, vă că mai trebuie sare. Un pic. Eu nu vreau. Costin, cum este? Achi, dă-te jos de acolo. Foarte bun pește. Cartofii sunt foarte buni. Iar la desert, Isa ne tratează, a făcut cinste, pentru că o prietenă de-a ei, care seamănă foarte bine cu ea, de multe ori au fost întrebate dacă-și gemene, nu? Lucrează la o patiserie franțuzească aproape de școală și cu miercurea termină mai repede. Are un elev cu care, căruia îi dă meditație, dar tot termină mai repede și atunci îi face o vizită sarei. Și ce ne-a adus astăzi? Ne-a mai luat o dată. Asta e muffin din polenta cu... Adică cu mălai și cu zmeură, nu? Cu berries. Cu berries, da, mă rog, cu fructe de pădure. Asta s-a cam smush, dar este cu abrico și lămâie. Am înțeles, cu caise și lămâi. Și asta e lemon square. Cu și ăsta ai zis că l-ai primit gratis, nu? Da? Și încă mai ai henna pe mână, foarte frumos. Da, arată toate bine. Eu vreau să gust din lemon square și din muffinul ăla, nu știu cum îi spun în română la muffin, brioșă, o brioșă, din asta cu lămâie, sunt curioasă. Ia, taie un pic să vedem cum arată în secțiune. Ne aduce acum tati. Ia, desfăr și pe ăla. Ăla este mai, este o deconstrucție. Uite și ăsta parcă, scuze, ăsta este în două culori. La bază este mai închis la culoare. S-a lăsat, da. Și uitați și zambilele care se simt și miros foarte bine. Eu nu vreau lumea asta. Ok, asta e lemon square. Și ia să vedem cu mălai. Brioșă cu mălai. Foarte bine arată. Am gustat din cealaltă. Are cranberries. Sau... Sau zmeură. Nu. Da? Nu, da, e zmeură după cum are textura. Cranberries nu sunt așa foarte bine arată. Mm. Interesant, dar sincer îmi place mai mult cealaltă. Ție? Nu, nu încercat. Ia să vedem și noi ce este cealaltă. Ia să ne zică și Costin. Aia îmi place mie, cu lămâie și cu caise. Asta, textura de mălai e cam ciudată. Aia, ia gustă. Dă-mi-o mie dacă nu-ți place. Mie îmi place asta cu lămâie și pierd caisa. Îmi place asta mai mult. Da, și mi-e place mai mult. Foarte bine, atunci mănânc eu aia. Și voi cealaltă. Și ia să gustăm și din lemon square. Gustă, tati. Da. E ok. E ok, dar tot pe primul loc este pentru mine lămâia cu caisă. Bună asta. Vedeți ce diferiți suntem la gusturi. Poftă bună!